Veniți, credincioșilor, să lăudăm pe Cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi. Veniți să lăudăm pe Cel în care s-a oglindit răsăritul răsăriturilor, Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Rănitu te-ai din tinerețe cu lumina adevărului, o prea minunatule Ioane, sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul celui care a zis: cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos! Bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curăție! Bucură-te, odraslă sfântă a pământului rusesc, trimisă la tainic apostolat! Bucură-te, moștenitor al înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska! Bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă! Bucură-te că ai luptat împotriva turcilor cu litoria lui Hristos! Bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei! Bucură-te că, întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate! Bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică! Bucură-te, piatră de care s-au sfârmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor! Bucură-te că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor! Bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu, ca rob ascult poruncile tale? Dar în credința mea în Domnul Hristos nu-mi ești Tu stăpân. Îmi amintesc pătimirile sale și sunt bucuros să primesc și eu cele mai cumplite chinuri. Dar de al meu Iisus Hristos nu mă lepăd. I-ai spus stăpânului turc cântând în inima ta: Aliluia! Au părăsit dreapta credinței cei care s-au temut de suferință și cei iubitori de desfătări. Primind învățăturile rătăcite ale lui Mohamed, dar Tu te-ai arătat ca o omilie, neplecându-ți genunchii la Dumnezeu străin, rugându-te să păzești urma lui Hristos de orice înșelare. Te cinstim ca pe un părinte al nostru. Bucură-te că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirile tale. Bucură-te că ai primit răstignirea voii tale prin loviturile celor care te prigoneau.
Bucură-te, Cel care, unindu-te cu Hristos, te-ai asemănat Lui. Bucură-te că, deși ai fost pus să trăiești între animale, ai viețuit îngerește. Bucură-te că, prin nevoințele tale, grajdul se umplea de bună mireasmă. Bucură-te că, sfințindu-L prin rugăciune, nu ai primit să te muți din El. Bucură-te că te împărtășai în fiecare săptămână cu sfintele taine. Bucură-te că ai purtat cu sfială și smerenie numele Botezătorului. Bucură-te că ai purtat în minte și în inimă pilda sa jertfelnică. Bucură-te că fără tulburare din furtuna încercărilor ai ieșit. Bucură-te că prin statornicia în credință ești pildă tuturor. Bucură-te, candelă care ai ars cu unde lemnul răbdării. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al Lui Hristos. Nu numai credincioșii au priceput sfințenia viețuirii tale, ci și închinătorii Lui Allah, căci prin rugăciune ai trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare din Procopie până la Meca, pe care lucru neputând să-l înțeleagă, toți au strigat Aliluia. Nimic nu este cu neputință celor care cred cu tărie că Făcătorul cerului și al pământului de grabă plinește rugăciunile lor, chiar de nu am văzut cu ochii trupești, dar cu inima credem că ai făcut și ceea ce părea cu neputință numai pentru a arăta stăpânului tău și celor din preună cu El puterea Domnului tău, pentru care îți cântă. Bucură-te că nu te-ai îndoit în credința ta, având nădejde neclintită în Dumnezeu. Bucură-te că de la Procopie la Meca ai trimis o farfurie cu mâncare. Bucură-te că, deși turcii au râs de tine, ai simțit binecuvântarea cerească. Bucură-te că stăpânul tău, întorcându-se acasă, a început să te cinstească. Bucură-te că până și cei întunecați la minte au priceput sfințenia ta. Bucură-te că la mormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni. Bucură-te că din rânduiala cerească farfuria aceea este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine. Bucură-te că după multe veacuri, arătându-te femeii la care se afla farfuria, i-ai cerut să o aducă la biserică. Bucură-te că cei care cereau semne și minuni au primit cu prisosință. Bucură-te că te-ai asemănat prorocilor din legea cea veche. Bucură-te, stabilă care oprești rătăcirile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare. Bucură-te că pe toți ai copleșit prin virtuțile și minunile tale. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al Lui Hristos. Nu a ținut Dumnezeu lumina ascunsă sub obroc, ci a rânduit ca moaștele tale întregi
și bine mirositoare, să fie primite de credincioși ca o pecete a binecuvântării tale, pentru care și noi, bucurându-ne cu cei care s-au atins de ele, îi cântăm celui care dă adevărata viață celor care cred în El. Aliluia! Degeaba a încercat vrăjmașul mântuirii diavolul să nimicească prin foc moaștele tale, căci trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor, ca și cum nu ar fi cunoscut moartea. Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoșat și au fugit, lăsând în urmă odoarele bisericii pe care voiau să le fure, iar creștinii s-au umplut de mirare, cântându-ți unele ca acestea. Bucură-te, nou Ilie, prin râvna către cele cerești! Bucură-te că, la fel ca acela, te-ai lăsat mistuit de dragostea sfântă! Bucură-te că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă ca acoperământ! Bucură-te că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească! Bucură-te că, găsind moaștele tale, credincioșii au tresăltat cu Duhul! Bucură-te că toți cei care le sărută iau binecuvântare! Bucură-te că, închinându-se, găsesc scăpare din frământările lor! Bucură-te că ele sunt mărturie că Domnul pe care L-ai slujit este adevăratul Dumnezeu! Bucură-te că El a dat viață moaștelor tale când au fost aruncate în foc! Bucură-te că trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor! Bucură-te că a rămas nevătămat, arătând sfințenia ta! Bucură-te că a fost adus în Grecia pentru a fi martor al minunilor tale! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine știe mulțimea minunilor tale, cine cunoaște câtă mulțime de oameni ai ajutat! Spre slava Dumnezeului părinților noștri, doar o mică parte din lucrările tale aflăm noi, îi mulțumim celui care te-a proslăvit între cei iubiți ai săi și cântăm. Aliluia! Nou doctor fără de argint sfint, urmând doctorului sufletului și al trupului, nu ai pregetat să sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credință, ci le-ai adus grabnică tămăduire. Iar noi, auzind acestea, te lăudăm așa. Bucură-te împreună cu Cosma și Damian, cu Chir și Ioan, bucură-te cu toți doctorii fără de plată. Bucură-te că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri. Bucură-te, visierie nesfârșită de tămăduiri! Bucură-te că celui paralitic de 10 ani i-ai vindecat picioarele!
Bucură-te că El nu a șovăit a merge la biserica ta să-ți mulțumească. Bucură-te că primirea ai dat sănătate unei femei bolnave. Bucură-te de laudele celor cinci copii ai ei. Bucură-te că asculți rugăciunile copiilor pentru părinților. Bucură-te că Atanasia a adus bărbatului ei aghiazmă și ulei din candela ta. Bucură-te că ungându-se cu credință acestuia i s-a tămăduit pieptul. Bucură-te, alinătorul durerilor celor în suferință. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Un bolnav din Atena a refuzat să primească ajutorul doctorului, temându-se că își va pierde viața. Dar Tu Te-ai arătat în vis nepotei sale, îndemnându-o să-L trimite la acela pentru tămăduire, auzind că nu-i se va întâmpla nimic rău, ci că vei ține chiar Tu mâna celui care-L va opera. El a primit cu încredere sfatul Tău și a aflat tămăduirea pentru care a cântat Domnului cu mulțumire. Aliluia! Vindecând prin carul lui Dumnezeu bol de nevindecat, deși nu ai învățat de la oameni meșteșugul doctoricesc, Te-ai arătat mai iscusit decât cei care și l-au însușit pe acesta prin știința lumească, iar cei care cunosc puterea ajutorului Tău îți cântă unele ca acestea. Bucură-te, vas de mir neîmpuținat și de sănătate izvorător! Bucură-te că vii în sprijinul celor neputincioși pe care îi bântuie deznădejdea. Bucură-te, cel care prin suferințele tare ai primit darul de a alina suferințele celor aflați în nevoi. Bucură-te că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul vasulei. Bucură-te că unui copil i-ai tămăduit picioarele paralizate. Bucură-te că mama căreia i-ai vindecat copiii a venit să-ți mulțumească. Bucură-te, cel care vindeci copii încercați de boală. Bucură-te că părinții lor aleargă la tine cu nădejde. Bucură-te că unei bătrâne gârbove i-ai îndreptat spatele. Bucură-te că în chip de doctor te-ai arătat unui medic necredincios. Bucură-te că vindecându-se de cancer, acesta a crezut în Dumnezeu. Bucură-te că ai izbăvit de o veche suferință pe preotul care slujea în biserica ta. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Sfinte Ioane, mă urăști, a întrebat cuprinsă de deznădejde arhondula, părându-i se că rugăciunile ei pentru a avea urmași nu au avut niciun folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme și i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni și că voia Domnului era ca să se bucure de copii abia după 2 ani.
iar ea, după ce a văzut împlinirea cuvintelor tale, i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia. De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că din pricina păcatelor noastre fața Domnului s-a întors de la noi și că ne așteaptă pierzania, dar la vremea cuvenită El a împlinit toate cererile noastre cele bune. Sfinte Ioane, ajută-ne să simțim în toate zilele vieții noastre ocrotirea cerească, să-ți putem cânta unele ca acestea. Bucură-te, reazăm al celor împovărați de greutățile vieții, bucură-te că auzi suspinele și ștergi lacrimile oamenilor. Bucură-te, cel care nu te-ai mâniat pe arcundula care a cârtit împotriva ta. Bucură-te, cel care i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni. Bucură-te că desnădejdea care o bântuia i-ai schimbat-o în nădejde. Bucură-te că la vremea rânduită de Domnul ea s-a învrednicit să aibă copii. Bucură-te că pentru răbdarea ei a fost răsplătită nu doar cu un copil, ci cu mai mulți. Bucură-te că ne-ai întărit evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu. Bucură-te, o doabă cerească ce nu cruci o steneala pentru a-i sprijini pe oameni. Bucură-te, folositorul cel prea cald al credincioșilor care cred minunilor tale. Bucură-te că familia ta este biserica Mântuitorului. Bucură-te că celor care nu fug de greutățile vieții le dai curajul să iasă întăriți din ele. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Ca o fiară urlai, Caterina, când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău. Și apărându-i în vis, i-ai vestit izbăvirea. Și noi cădem, Sfinte Ioane, înaintea ta, rugându-te să îi eliberezi pe toți cei care sunt robiți de îngerii căzuți, ca să cânte împreună cu noi celui care a înfrânt puterile întunericului. Aliluia! Cazi înaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane, și mijlocește pentru toți cei care suntem ispitiți de vrăjmașul diavol, ca să primim ajutor în lupta duhovnicească și să dobândim tărie în credință în noi, cei care te lăsăm. Bucură-te că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina. Bucură-te că după aceasta mulți demonizați au fost aduși la rafla ta. Bucură-te, purtătorule de Duh Sfânt, care ai mijlocit măduirea lor. Bucură-te că prin lacrimi și nevoințe i-ai înfricoșat pe diavoli. Bucură-te că de ranele juiților vrăjmași și ridicarea celor care luptă cu aceștia, bucură-te, lanț care ferești pe făptuitorul celor rele. Bucură-te că pe cei care suferă de tulburările minții îi izbăvești.
Bucură-te, Cel care, având carisma deosebirii, vezi lucrarea diavolului. Bucură-te, că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene. Bucură-te, că și în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioși. Bucură-te, că împreună cu tot soborul sfinților vei vegea asupra lor. Bucură-te, Cel care, prin suportarea prigonirii, ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Precum s-a întors Fiul cel risipitor la Tatăl Său, așa și tânărul Tanasis, care după multe răutăți a ajuns să-și lovească mama prin tainica ta mijlociere, s-a întors cuprins de pocăință la dragostea cea firească. La fel i-ai cântat Dumnezeului îndurărilor. Aliluia! Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarce-i la slujirea lui Hristos pe cei care au căzut în păcat, fiind cuprinși în cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să-ți cânte alături de noi unele ca acestea. Bucură-te, rudă duhovnicească a Sfântului Stelian! Bucură-te, Cel care, ocrotitor al tinerilor ființe, întristezi de căderile lor! Bucură-te, mângâiere prea dulce pentru părinții fiilor risipitori! Bucură-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită. Bucură-te că văzându-și fiul acasă, s-a bucurat împreună cu cetele îngerești. Bucură-te că te îngrijești ca cei care s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele. Bucură-te că îi liniștești pe cei care suferă amar pentru căderile celor apropiați lor. Bucură-te că dai nădejde în mila celui care a venit pentru cei păcătoși. Bucură-te că nicio cădere nu poate stăvili rânduiala lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel care ne înveți să urâm păcatul, fără a-i judeca pe cei care cad în el. Bucură-te, Cel care ne ajută să ne vindecăm de slăbiciunile noastre ascunse. Bucură-te că ne îndemn să ne rugăm unii pentru alții. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Deși văduva care fusese lipsită de casă nu ți-a cerut niciodată ajutorul, plângerea a ajuns și la urechile tale și tu nu ai șovâit să o liniștești, încurajându-o să se ducă la judecată pentru a dobândi ce îi se cuvenea, știind că mijlocirea ta este mai mare decât cerbicia judecătorilor iubitori de arginți. Te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor care îi cântă dreptului judecător. Aliluia! Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni,
nu numai pe cei care au auzit de numele Tău îi ajut, ci și pe mulți dintre cei greu încercați de nevoi, să nu rămână departe de mila Ta, cei pe care îi poți ajuta, ca văzând puterea Ta să-ți cânte împreună. Bucură-te că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele voiau să o înșele. Bucură-te că ai așezat-o în casa în care i-a rămas moștenire. Bucură-te că s-au rușinat cei care cugetau vicleșuguri cu nerușinare. Bucură-te că ai sărit în ajutor celei rămase fără ajutor de la oameni. Bucură-te că pe mulți alții i-ai izbăvit din cursele vrăjmașilor. Bucură-te că trăiești fericirea celor însetați de dreptate. Bucură-te, prigonitorule, al celor care prigonesc. Bucură-te, luptător destoinic împotriva înșelătoriei, furtișagului și nedreptății. Bucură-te, cel care răstor urzelile judecătorilor nevrednici. Bucură-te că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei care ți se roagă cu văsărnicie. Bucură-te, balanța dreptului judecător spre care alergăm în necazuri. Bucură-te, cel care îi îmbraci pe cei săraci și hrănești pe cei flămânzi. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor, ale lui Hristos. De multe ori uităm să-i prăznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednică, pe Sfinții care au strălucit printr-o viețuire aleasă luminând pământul. Tu, dar, Sfinte Ioane, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră și pentru că v-a rânduit ca apărătorii ai noștri, îi mulțumim Domnului prin cântarea Aleluia. Așa sunt uitați prietenii, l-ai întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău. Iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închine ție și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc, ca pe un ocrotitor al lor. Bucură-te că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor. Bucură-te că prin tine ni s-a arătat că Sfinții nu trec cu vederea prăsuirea lor. Bucură-te că prin aceasta am fost îndemnați să-i cinstim cu și mai multă evlavie. Bucură-te că nu te-ai sfit să-l mustri fără de răutate pe bătrânul Nicolae. Bucură-te că, auzindu-te el, a venit gramnic la moaștele tale. Bucură-te că s-au înălțat către tine rugăciunile sale smerite. Bucură-te, cel care aștept să avem și noi credință curată ca a sa. Bucură-te că nu te îndepărtezi nici de cei care nu știu să se roage ție. Bucură-te, prietene, al celor care vor să le fie aproape. Bucură-te, cel care nevăzut călătorește alături de ei pe marea vieții. Bucură-te că ne chem să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta.
bucură-te că le dai credincioșilor cele de trebuință pentru a veni la biserica ta. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor, ale lui Hristos. Nu vom uita, Sfinte Ioane, mulțimea minunilor tale, prin care a strălucit puterea adevăratului tău stăpân. Ajută-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să rămânem fii credincioși ai Sfintei Biserici, ca să nu încetăm a o lăuda. Aliluia! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Slavă lui Dumnezeu pentru mulțimea de sfinți care au crescut în biserica sa, unde a înflorit și Sfântul Ioan Rusul. Nespusă este tresăltarea inimilor noastre când îți aducem cântări de laudă, Sfinte Ioane, păcătorule de bucură-te, icoană zugrăvită de Împăratul Ceresc spre întărirea credincioșilor. Bucură-te, temei de împăcare al celor biruiți de mânie și răutate. Bucură-te, bucuria celor care află de minunile tale. Bucură-te, dar dumnezeiesc, în viețile noastre greu încercate de felurite necazuri. Bucură-te, cel care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții. Bucură-te, îndreptătorul celor fără de socoteală. Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii. Bucură-te, cel care nu ai cruțat osteneala pentru a face bunătate. Bucură-te că ne dai ajutor cu îmbelșugare în toată vremea. Bucură-te că ne arăți nouă milele lui Dumnezeu. Bucură-te și pregătește-ne să ne bucurăm împreună cu tine în rai. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. O, Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns, deși nu avem credința celor care au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndesulare, credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări. Aliluia! Star al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns, deși nu avem credința celor care au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări. Aliluia!
și făclia Bisericii lui Hristos. Primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns, deși nu avem credința celor care au cerut ajutorul Tău și L-au primit cu destulare. Credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu, prin laude și cântări. Aliluia! Rănitu Te-ai din tinerețe cu lumina adevărului, o prea minunatule Ioane, sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul celui care a zis: cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, și pentru aceasta noi te bucură-te, podoaba Bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos! Bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curăție! Bucură-te, odraslă sfântă a pământului rusesc, trimisă la tainic apostolat! Bucură-te, moștenitor al înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska! Bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă! Bucură-te că ai luptat împotriva turcilor cu litoria lui Hristos! Bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei! Bucură-te că, întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate! Bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea Ta lăuntrică! Bucură-te, piatră de care s-au sfârmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor! Bucură-te că, deși Ți-au ars părul și pielea capului, nu Te-ai plecat lor! Bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Veniți, credincioșilor, să lăudăm pe Cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi. Veniți să lăudăm pe Cel în care s-a oglindit răsăritul răsăriturilor, Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! O, Sfinte Ioane, întru tot lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi, nevrednicii Tăi robi, căci către Tine, ca la un grabnic folositor, alergăm noi, chemându-Te cu evlavie. Vino, Sfinte Ioane, și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre că știm, Sfinte al lui Dumnezeu, că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, prin viețuirea Ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea Ta la viața cea veșnică, cine a năzuit la ajutorul Tău și Ți s-a rugat cu credință și a rămas neajutat. Că cine Te-a chemat și Tu L-ai trecut cu vedere, sau cine s-a rugat Ție și nu L-ai auzit?
minunile și ajutorul Tău, Sfinte Ioane, ne-au făcut și pe noi, păcătoșii, să alergăm la ajutorul Tău. Am auzit de minunea pe care ai făcut-o, trimițând prin rugăciune o farfurie de mâncare din Procopie până la Meca. Am aflat de vindecările Tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire din suferințele lor. Credem că Dumnezeu Te-a proslăvit prin minuni fără de număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor? Să nu fim noi lepădați de dragostea Ta, Sfinte Ioane, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fără de legi. Aducându-ne aminte de mișlocirile Tale binecuvântate, credem că Tu același ești, Sfinte Ioane, astăzi, ca și atunci, și că nimeni dintre cei care se roagă Ție nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi, fiind în necazuri și în pagube, alergăm la Tine cu credință și lacrimi, îngenunchind și ne rugăm Ție, Sfinte Ioane, să Te rogi pentru noi, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui care n-a trecut cu vederea rugăciunea Ta cea jertfelnică, ci Te-a ascultat și Te-a întărit și Te-a primit în cereștile locașuri. Pe acesta roagă-L să depărteze de la noi dreapta sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtună praznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Mijlocește, Sfinte Ioane, creștinilor râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuire, înțelepciune în purtare și în învățătură, cucernicie și tărie în ispite, tuturor cărmuitorilor purtare de grijă față de supuși, iar supușilor îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace și cu cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căruia îi se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care Te-ai înălțat, o Sfinte Ioane, îndrăsnesc să alerg la ajutorul Tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune. De aceea, dar, o Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările Tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove. Tu ai dat sănătate femeii bolnave spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu un de lemn din candela Ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios. Știind grabnica Ta mijlocire, Te rog, o Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile Tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile Tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără de arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumesc Ție și să laud în vecii vecilor pe doctorul sufletelor și al trupurilor prin cântarea Aliluia.